Bună dimineața, prieteni! Am primit așa un mesaj de la un bărbat care este din România, dar soția lui din America. Căsătoriți recent și iată, ei normal că au făcut o nuntă în România și apoi au făcut o nuntă în America. Și zice că s-au confruntat cu un val de critici. Un val de critici care a spus, nu-i normal, nu se acceptă așa ceva să faci două nunți. Nu-i posibil să faci două nunți. Deci, și acum omul nedumerit mă întreabă, ce spune Biblia în privința asta? E ok să faci două nunți? Nu e ok să faci două nunți? Cum? Bun, deci cred că trebuie ceva să-i explicăm aici. Nunta este, de fapt, elementul cel mai important anunții este cununia. Oficierea legământului dintre cei doi înaintea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta normal se face o singură dată. Cununia nu se face de două ori. Cununia se face o singură dată, dar apoi ceea ce în mod normal și în România și în Republica Moldova și peste tot noi numim nuntă, lumea azi cel mai mult spune cu referință la ospățul nunții, la masa aceea, sărbătoarea aceea care se face. Asta e ospățul nunții. Și atunci este foarte bine, foarte potrivit. Iată, sunt popoare care făceau și 7 zile nunta și 3 zile nunta, ăștia din Asia. Este tot normal, nu-i nicio problemă. Și dacă în situația asta nu pot veni atâtea rude din America să vină în România sau și mai greu din România să plece în America, nu pot pleca atâția. E normal, toate rudele vor să bucure, să-l cunoască pe mire, să-l cunoască pe mireasă. Așa că este absolut normal ca să faceți două ospățuri de nuntă, în sensul ăsta. O singură cununie este, dar să fac două ospățuri de nuntă la cununii, mă rog, de acum veți decide unde faceți, într-o parte sau în alta, și vor veni rudele. Alt lucru este că ospățul ăsta de nuntă tocmai este așa un prilej de frumos ca să vestim numele Domnului nostru Iisus Hristos, să prezentăm Evanghelia, mărturia în fața celor care nu-L cunosc pe Hristos și nu cunosc încă despre nașterea din nou și viața veșnică. Și este foarte bine să fie folosit prilejul ăsta și într-o parte și în alta, acolo unde sunt rudele. Așa că nu trebuie să vă mai deranjați din pricina celor care vă strică inima. Bine ați făcut că ați organizat aceste două ospățuri și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fiți fericiți și tare, tare mult vă îndemn să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să cercetați cuvântul lui Dumnezeu și așa să puteți zidi o familie trainică, o familie frumoasă. Chiar avem și un curs intitulat Cum se zidește o familie trainică și alt curs intitulat Căsătorii fără regrete, două cursuri de studiu biblic excepționale care vă vor ajuta să aveți o căsătorie fericită slujind lui Dumnezeu. Așa să vă ajute Domnul și dacă sunteți interesați de cursurile acestea, contactați-ne prin mesaj de acolo, din rețeaua de socializare, de pe platforma de unde dumneavoastră priviți acest video și consultanții din echipa mea vă vor răspunde și vă vor ajuta cu indicații. Bă, mai mult, chiar formăm un grup de studiu biblic acum unde va fi studiat cursul acesta, Căsătorii fără regrete. Contactați-ne să vă îndreptăm direct în grupul care studiază, care începe acum să studieze.